Salut, sunt Hidden și ne-am găsit la un nou top 5. Astăzi o să facem top 5 și mai bine proiectați campioni de pe League of Legends. Înainte de toate, vreau să vă spun că am avut foarte multe idei de top 5 în ultima perioadă, dar niciuna dintre ele nu era realizabilă. Mereu mi-era foarte, foarte greu să găsesc informații pentru acele top 5, dar în sfârșit am găsit un top 5 în care am destule informații și așa am ajuns aici. Ce vreau să spun prin cei mai bine proiectați campioni de pe League of Legends? În sensul de cei mai balanced, cei mai fun to play, nu neapărat cei mai overpowered, de fapt în niciun caz cei mai overpowered, nu. Nu cei mai puternici campioni, cei mai balanced campioni. Campionii care, pe care îi poți bate și pot fi bătuți, campionii care sunt fun to play, au tehnici interesante și nu sunt considerați cancer. Și înainte de toate, dacă vă ajută acest videoclip, nu uitați să apăsați pe butonul de like pentru că mă ajută și vine foarte, foarte mult să-mi dau seama dacă vă place conținutul făcut de mine. Și haideți să trecem la locul 5. Pe locul 5 îl avem pe Gnar. Ok, unii dintre voi puteți spune că este overpowered pentru că este pe top lane și este range și dă mult damage în forma mini, dă mult damage în forma mega, dar Gnar este un campion foarte, foarte bine făcut. Și în forma mini și în forma mega are niște probleme și cu orice campion joci pe top poți să-l bați într-o anumită ipostază. De exemplu, chiar poți să faci, de exemplu, când ești cu Darius, preferi să faci trade cu Gnar când este în forma mega. Știu, e aiurea, dar în forma mega poți să-l bați pe Gnar cu Darius. V-am dat un singur exemplu. De ce este Gnar între cei mai bine făcuți campioni? În primul rând pentru că este fun to play. Având două forme, mini Gnar și mega Gnar, poți să faci foarte multe chestii. Sunt foarte multe mecanici și foarte bine făcute, cât de cât balansate. Mai ales mega Gnar, dacă prinzi ultimata aia cu 5 oameni în perete, este genial, dar este cât de cât greu să o prinzi. Dacă reușești să calculezi momentul când să te transformi în mega Gnar, din nou, este foarte interesant să faci asta și destul de greu. Iar din aceste motive, Gnar este pe locul 5 în acest top. Pe locul 4 avem un suport, este vorba de Nami. Nami este un suport foarte, foarte bun, dar nu dă counter nimănui. Nu este nicio problemă pentru că nimeni nu îi dă counter serios. Deci, ok, Nami are niște skill shot-uri destul de greu de nimerit. Dacă le prinde, este foarte puternică și poate câștiga lane-ul. Dacă nu le prinde, inamicii pot profita de punctele ei slabe și poate să piardă lane-ul foarte, foarte ușor. Este foarte squishy în primul rând, are destul de multe probleme Nami. V-am spus, skill shot-urile foarte greu de nimerit. Dar dacă le nimerești, campionul este unul extrem, extrem de bun. Este un suport, deci ar putea să fie jucat mai puțin, dar este fun to play datorită acelui Q, datorită acelei ultimate și până la urmă datorită W-ului, care mie îmi place foarte, foarte mult. Iar din aceste motive, din nou am spus asta, Nami este pe locul 4 în acest top. Pe locul 3 avem un AD Carry, este vorba de Vayne și, oh my god, am zis AD Carry cu rând în engleză, nu mai contează asta, Vayne este pe locul 3 și din nou mulți dintre voi să spuneți că ești cretin, de ce n-ai mai pus Vayne pe locul 3 când este un campion care poate să facă 1v5 în late game pe toată lumea? Nu, nu este adevărat. Vayne are un early game extrem, extrem de slab. Poți să o bați foarte grav în early game și să termini meciul foarte repede și Vayne să piardă meciul. Dar când joci cu Vayne, ai high risk, high reward. Și asta este foarte, foarte șmecher, foarte multă lume apreciază asta la Vayne, ceea ce este foarte, foarte bine. Ce vreau să spun prin high risk, high reward, mai ales în late game, poți să faci 1v5 în late game într-un team fight foarte, foarte ușor. Ai stunul acela pe E, dar este greu de prins. Ai invizibilitatea de pe Q și, mă rog, Q cu ultimată, trebuie să știi cum să o dai. Q-ul din nou trebuie să știi cum să-l dai să nu te pui în pericol, nu ai range prea mare, nu ai escape, dar ai destul de mobilitate, ai acel W în care poți să bați tanci foarte, foarte ușor, mă rog, cu care poți să bați tanci foarte, foarte ușor. Ai problemele tale pe lane, deci poți să fii bătut extrem de tare în early game, dar dacă ajungi în late game, campionul este foarte, foarte fun to play și destul de periculos pentru adversari, iar dacă știi să joci, este un campion extrem de bun. Dacă nu știi să joci în late game, ești foarte praf și pierzi meciul și acolo. Un campion foarte bine făcut și foarte balansat în opinia mea. Și Vayne este pe locul 3 în acest top. Pe locul 2 îl avem pe Lee Sin.
Lee Sin este un jungler și foarte multă lume joacă cu el, sunt și mai popular campion din League of Legends, chiar dacă are un win rate destul de mic, în jur de 4-7%, ceva de genul ăsta, deci nu are un win rate foarte mare. De ce? Pentru că este foarte, foarte greu să joci cu el. Dacă înveți să joci cu el, este extrem de șmecher, pentru că poți să faci foarte multe play-uri și toată lumea se gândește când aude de player de Lee Sin la Insect. Te duci în spatele adichirului, îl împingi cu ultimata în echipa ta, câștigi, știi, fight-ul, pentru că dai knock-up la toată lumea dând adichiri care sunt din spate, știți ce face ultimata lui Lee Sin și câștigi un teamfight în late game. Plus, este foarte bun în early game, dar este complicat să joci în junglă în early game, să fii counter. Jungle este complicat, nu toată lumea poate să facă asta, nu poți să prinzi Q-urile alea mereu, e o abilitate nu foarte greu de prins, dar trebuie să o nimerești ca să faci bine, trebuie să știi cum să folosești și pasiva și cu W-ul și, mă rog, E-ul este cea mai ușoară abilitate, într-adevăr, dar ai skillshot-ul de pe Q. Ești useless în late game dacă nu știi să faci play-uri. În early game ești foarte mult dacă știi să joci. Poți să bați un Lee Sin pentru că are foarte multe puncte slabe, dar un Lee Sin poate să bată echipe întregi pentru că are foarte multe puncte forte. Deci sunt campion balanced. Lee Sin, locul 2 în acest top. Eu zic că este o alegere foarte, foarte bună. Iar pe locul întâi avem din nou un suport, cum am avut-o pe Nami, îl avem și pe Thresh. Thresh, de ce este pe locul întâi? Eu l-aș fi pus pe 2, dar l-am pus pe locul întâi pentru că este primul campion care chiar a făcut rolul de suport să fie foarte mult jucat. Eu m-am apucat cam când a apărut Thresh prin perioada aia și pot să vă spun că până pe atunci, pentru că aveam prieteni care jucau, cu câteva luni înainte eu mai aflam câteva chestii despre LOL, pentru că aveam mulți prieteni care jucau. Iar în acea perioadă spuneau că, suport foarte nașpa. Dar când a apărut Thresh, mă rog, nu s-a schimbat extrem de tare opinia, dar a fost cel mai fun to play support ever și multă lume s-a apucat de suport doar ca să joace cu Thresh. Și în cazul Lee Sin, și Vayne, și Gnar, și Nami, are multe puncte slabe, are multe puncte forte, dar este destul de greu să le faci și de asta este fun to play. Poți să faci o grămadă de playmaker-uri cu lanterna, cu Q-ul, dar trebuie să știi să-ți prinzi Q-ul, trebuie să calculezi cum să dai Q și asta este destul de greu pentru că nu-l dă din prima ca Blitzcrank. Mai are un pic de un fel de channel, pot să zic așa. Și trebuie să știi cam cum se va mișca inamicul ca să prinzi Q, după aia să ai lanterna, să-ți aduci un aliat, poți să faci un lantern gank, adică pui lanterna în tufiș unde e junglerul, îl aduci la tine și faceți un gank excelent. Trebuie să știi cum să-ți ai E-ul și ultimata The Box, cea mai bună ultimată din joc în opinia mea. Mă rog, nu este cea mai bună, nu este cea mai overpowered, dar este cea mai bine făcută, are un slow imens, are damage destul de bun, dar nu este prea overpowered, nu este ceva stun la toată lumea, nu. Este pur și simplu un slow, dar este foarte, foarte bun și trebuie să știi cum să-l dai, pentru că poți să-l dai doar în jurul tău, nu poți să-l pui undeva. Deci trebuie să calculezi foarte bine cum să-ți dai ultimata, cum să-ți dai E-ul și poți să faci player și cu E-ul cu ultimata. Și știu că vorbesc extrem de repede și extrem de mult, dar ai foarte multe posibilități cu Thresh și de asta este unul dintre cei mai jucați supports, poate cei mai jucați campioni din LoL și pe locul întâi în acest top. Și aici am terminat topul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Când ți-a plăcut, știi unde este butonul de dislike. Și dacă vreți să ați partidul arătați cum să nu uitați să apăsați butonul de subscribe. Eu sunt Hidden și trebuie să zi sau o seară bună. Ciao!